Costi Max, ai legătura, te rog frumos. Deci, am pierdut 1000 de lei la pariuri pe un meci incredibil. Cine juca? N-am voie să mă bag, dar pare plauzibil de la Costi. Cine juca? Adică... Bayern München cu Sevilla. Da? Când? Da, în septembrie anul trecut. Voi puteți spuneți întrebări. Adică nu e doar gen 3-2, este o echipă. Nu e adevărat clar, adică după față e adevărat, dar zic așa, adică e evident că e pierdut, da. Și ai băgat de pe telefon sau te-ai dus tu acolo? De pe telefon. De pe telefon. Și în ce competiție? Supercupa Europei. Și poți verifica acum dacă a fost Supercupa Europei atunci pe în septembrie? Nu. N-ai voie. N-aveți voie să verificați, asta e una din reguli, nu puteți verifica veridicitatea unei informații de pe internet. Dar nu, stai că Bayern chiar a câștigat Champions League-ul și Sevilla Europa League. Păi. Deci meciul a fost, s-a întâmplat. Da, mă, da. Am eu un trup psihologic. Un om în general, dacă se uită în sus în momentul în care nu spune ceva... Nu, e schemă, ceva, că l-am văzut. Că știi tu, își accesează imaginația. Un om, dacă se uită în sus, își accesează imaginația? Da, și dacă se uită în jos, își accesează memoria. Costi se uita în sus când zicea, mamă, păi, Sevilla cu Bayern, acum 2 ani, nu știu ce. El știe asta. Deci tu ești că e minciună. N-aș zice, adică ar putea să încline dacă avem mai multe dovezi. Ce cotă avea pariu? Da, cotă, bă, în același timp, 1,60. 1,60? Bayernul, da. Păi nu merită să riști 1000 de lei pe cotă 1,60. Ah, stai mai 1000 de lei, Costi. Altă chestie. Mi și de ce, mă, n-am 1000 de lei? Dar să dăm la actorie. Poate vorbeam în lei vechi. Eu zic că e vrăjeală. Să bagi 1000 de lei pe cotă 1,60, mi se pare, adică... Riști, ori nu, că e vrăjeală, tu zici că e vrăjeală, Ionuț? Aproape de 2, totuși. Da, e vrăjeală. De ce ai fi băgat 1000 de lei? Votați pe, mergeți pe vrăjeală, da? Toată lumea vrăjeală, Costi. Bayern München sau pe voi că a scut 1-1 cu Sevilla și m-ați ars de 10 milioane. Nenorociților, nemernicilor. Au luat punctul, nu te frate. Cred, nu, nu te cred. Mamă, știam de la început, dai. Frumos. Știu că e nebun cu fotbalul ăsta. Eu aș fi zis că e rară povestea, dar totuși eu m-am gândit la fel ca tine, Ionuț. Bă, 1000 de lei pentru un student de actorie. Da, erai să vă student spun de actorie atunci? Da, intram. Faza este că n-am lăsat-o așa cu, pot să-i zic numele? Da. Nu la meci, la agenție. Super bet, nemernicilor, n-am lăsat-o așa. Că după aia a jucat Barça și am pus 2000 de lei. Okay, și Barça a câștigat Nu încurajăm să nu faceți asta. Deci am pierdut 10 milioane pe un meci, pe Bayern München, care a câștigat tot în anul ăla. Numai că m-am mai băgat iar în Belen, nu trebuia să mi-a pui pasă. Da, am zis Betano avea niște cote. Fiecare cu băieții lui.